Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit. Ieri, sigur, a fost o emisiune așa cumva mai didactică, pentru că ați putut vedea cum arăta un raport al Comisiei Europene, pus pe masa Comisiei Europene și prezentat în plenul Parlamentului European în legătură cu fenomenul corupției la nivelul tuturor statelor membre ale Uniunii Europene. Era primul și singurul raport dintr-o serie care ar fi trebuit să fie odată la 2 ani pe un mecanism stabilit în 2011 ce viza toate țările membre. După ce au văzut primul raport, nu l-au mai făcut pe al doilea. Ați văzut acolo cine erau campionii la corupție, percepție. România nici măcar nu s-a aflat între cei de acolo, deși noi aveam MCV, ăilalți n-au. Bun, astăzi o să vorbim despre ceva despre care n-aveți cum să nu fiți interesați, pentru că nu puteți trăi fără hrană, fără alimente, fără produse de larg consum. N-aveți cum. Ei bine, există o constatare oficială într-un raport al Uniunii Europene că, sigur, ceea ce mâncăm aici și consumăm în Est e de cu tot o altă calitate decât ceea ce se mănâncă și se consumă în vest. O să avem pe ecran acest raport, o să avem draftul raportului. El a fost oficializat pe 27 februarie 2018 și acest raport constată niște lucruri foarte, foarte, foarte interesante și triste în același timp. Și anume, iată câteva constatări. Subliniază că rezultatele diferitelor teste efectuate în mai multe state membre au demonstrat că există diferențe între produsele care sunt promovate și distribuite pe piața unică sub aceeași marcă și cu același ambalaj. Subliniază faptul că aceste cazuri raportate nu privesc numai produse alimentare, ci și produse nealimentare, inclusiv detergenți, produse cosmetice, articole de toaletă și produse destinate copiilor. O să detaliem toate consecințele astea. Domnul Laszlo Otila, senatorul DMR, alături de noi în această seară. Bună seara, bine ați revenit. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Este o chestiune pe care mulți o bănuiau, dar deja acum are certificat chestiunea asta, adică e oficială. Da, așa se întâmplă. Mă rog, este una din actele oficiale. Una din actele oficiale, da. Da. Cât e de grav? Părerea mea este și părerea multora dintre noi și a instituțiilor, inclusiv ale statului nostru, este o problemă gravă care trebuie să o tratăm într-un fel sau altul. Aș mai completa. Sunt datele statistice care și datele de analiză prezentate sau făcute de către Organizația Mondială a Sănătății. Aș mai completa. Dumneavoastră ați prezentat doar partea introductivă. Da. Dar există diferențe de la o țară la alta, motiv pentru care una din prioritățile Organizației Mondiale a Sănătății, cel puțin în marile probleme de sănătate publică, și una este problema bolilor cronice netransmisibile, se referă la acest aspect, pentru că cauzele, una din cauze sau din multiplele cauze, este tocmai această problemă a alimentației. Cu alte cuvinte, consumul nostru de zahăr, sare, grăsimi și așa mai departe. Înțeleg că tutun, de multe ori nici n-ai senzația că tu consumi un aliment care are zahăr, el are de fapt zahăr. Așa este, dar și alimentul, și aici aș preciza, deci zahăr adăugat, nu cel natural, da. La aceste produse, care, mă rog, același produs într-o țară conține, nu știu, 18 grame la 100 de mililitri, în altă țară 30 sau 36, dacă vorbim de țările sudice, din sudul Europei, și în țările din estul Europei, această cantitate ajunge până la 40 de grame la 100 de mililitri. Deci, subliniez încă o dată, cel care este adăugat, da, dar deja mă întreb dacă nu cumva se urmărește un anumit lucru. Adică dacă prin această, când adaugi zahăr atât de mult, 18 față de 40, mă întreb dacă nu cumva mi-au pus gând rău. Aș evita să vă răspund în mod direct, dar dacă nu e un plan. Dar eu sunt pediatru de meserie. Exact. Da? Față de statisticile sau situația care am avut-o la începutul anilor 90 sau, mă rog, nu vorbesc de perioada dinainte de 90, când rare ori mai vedeai câte un copil mai plinuț, mai obez. Acum suntem în situația ca și la copii peste 40% sunt obezi.
cu alte cuvinte, e foarte probabil că dacă nu schimbăm foarte curând obiceiurile noastre, atunci, într-o vârstă relativ mai tânără, mai fragedă, vom avea un potențial pacient de diabet, cu toate implicațiile sociale, financiare, medicale, tot ce înseamnă acest lucru. Și același lucru se referă și la, dacă luăm în considerare consumul de zahăr, de sare, consumul de acizi grași trans nesaturați. Bun, deci înțeleg așa, același ambalaj, același produs, da, altă compoziție în vest, Franța, Germania, să zicem, da, față de est, Ungaria, România, sud, așa Bulgaria este, și așa mai departe. Da. Păi de ce? Adică motivația care să fie? De ce nu e aceeași rețetă din moment ce produse același? Nu este aceeași rețetă. Din informațiile mele, aceste rețete sunt aprobate de către cineva. Din, cel puțin în cazul nostru, rețetele sunt aprobate de instituții ale statului, chiar și atunci când ele exced doza sau cantitatea maximă recomandată. Deci nu-și fac treaba. Și aici trebuie să discutăm foarte deschis inclusiv despre acest aspect. Bun, deci pe de o parte este un interes al celui care fabrică în felul ăsta produsele, pe de altă parte este o neglijență a unora din instituțiile noastre. Măcar să discutăm deschis care sunt recomandările, adică să spunem deschis în cazul unui adult, e recomandat să nu depășim cantitatea de 25 de grame de zahăr pe zi. Asta în cazul unei persoane cu o greutate medie de 70-80 de kilograme, dacă la copii mai puțin. Și dacă eu am într-o doză de aia de suc 40? La 100 de mililitri, deci în pahar aveți 80. Deci am 80 în pahar, da, deci adio. Deci foarte probabil că necesarul dumneavoastră zilnic este depășit cu un pahar. Ok, ca să înțelegem despre ce vorbim, da, dar mai există o concluzie, pentru că sigur că nu o să putem intra în toate detaliile la raportului, dar concluziile mi se par absolut grave. De pildă, deși denumirea de marcă, designul ambalajului și aspectul de comercializare la prima vedere sunt identice, mai multe cercetări efectuate în diferite state membre au relevat în cadrul pieței unice a Uniunii Europene produse care au compoziții clar diferite din punct de vedere al rețetei, materiilor prime utilizate, toate acestea depinzând de țara de cumpărare. Eu am sesizat, de pildă, că la Viena același produs într-un ambalaj practic de același tip și aceeași firmă e mult mai gustos decât ăsta de aici. Am sesizat chestia asta. Nu că ăsta de aici ar fi mai ieftin. Domnul Dumitrescu, sunt practici diferite de la o țară europeană la alta. Sunt țări unde, datorită semnalelor trase de către instituțiile medicale, de către lumea medicală, a existat un proces de autoreglementare voluntară. Asta însemnând, avem o problemă de sănătate publică, trebuie să facem eforturi atât cei din industrie și cei din industria publicitară, cei din sănătate, cei din educație, și s-au autoreglementat. Vă dau, fără să spun denumirea produsului, același produs în Marea Britanie conține 18, la noi 40. Deci are cineva de grame, ceva cu noi? Nu, s-a pus gând rău, serios. Pentru că acolo a intervenit un proces de autoreglementare în termenul stabilit sau termenul convenit. Sunt alte țări care, după expirarea acestui termen, nefiind capabil să se autoreglementeze voluntar, și aș dori să subliniez acest aspect, s-au trecut la măsuri coercitive, în sensul amenzi, că nu amenzi, impozitare, accizare a produselor în funcție de cantitățile adăugate, bun, suplimentare. Și în felul ăsta prețul la raft e mai mare și se descurajează cumpărarea. Nu, veți avea o surpriză. În marea majoritate a cazurilor, în primul an, 70% din rețete au fost modificate, în sensul că s-au scăzut utilizarea acestor produse, tocmai ca să se plătească mai puțin. Iar fondurile care s-au adunat, de obicei, sunt utilizate sau pentru finanțarea problemelor de sănătate din domeniul respectiv sau în alte domenii ale sistemului sanitar.
există țări mult mai mici decât țara noastră, care adună sute de milioane de euro în fiecare an din aceste taxe, chiar cu scăderile anuale la care asistăm. Dar noi nu avem un mecanism de ăsta. Încă nu. O să avem? Eu sper că da. Trebuie să vă spun că a fost o inițiativă chiar săptămâna trecută, care a trecut de comisia noastră și a fost, mă rog, cel puțin la Comisia de Sănătate a fost unanimitate și nu au fost prea multe discuții. Fiecare dintre colegii mei din comisie au semnat-o. Suntem inițiatorii acestui proiect. Cel care a lucrat mai intens este domnul senator Adrian Viner, care este internist. Domnia sa are și un, mă rog, mai are o inițiativă care a trecut de Senat și a fost adoptată legată de acizii grași trans nesaturați, care stagnează adoptarea ei în Camera Deputaților. Sper să treacă și de acolo, și de Camera. Camera Deputaților, câteodată e mai specială. Este Camera Decizională da, în Sănătate mai specială, și acolo mai avem câteva probleme, inclusiv cu legea vaccinării, care stă de mai bine de un an de zile. Și sper, mă rog, sperăm să fie adoptată cât mai repede. Noi ne-am împărțit activitățile în cadrul comisiei. Domnia sa se ocupă de acest domeniu fiind internist. Avem coleg neurolog, domnul senator Diaconescu, avem psihiatru, pe domnul senator Botnariu, o avem pe doamna senatoare Stocheci, care este gastroenterolog și medic de urgență în același timp, și atunci fiecare pe domeniile unde activează și unde are experiență, coordonează stați activitatea. Stați mai bine la Comisia de Sănătate decât stau cei de la Comisia Juridică din Camera Deputaților. Totuși aveți profesioniști acolo. Este, să știți că eu sunt foarte mândru și mă onorează această activitate care pe undeva o și conduc, că sunt președintele Comisiei, dar este o atmosferă, cum să spun, colegială și foarte corectă în cadrul Comisiei. Ce e foarte interesant, apropo de dublu standard, să-l numim cel puțin dublu standard, pentru că s-ar putea să nu fie chiar dublu, să fie triplu, pentru că există diferențe între țări, mai multe zone, mai multe nu știu care rețete. Este termenul la 28 da. De standard. Exact. E foarte interesant ce spunea ministrul Agriculturii, Petre Daia, într-o conferință de presă, pe această temă, undeva prin 2017, prin vara lui 2017, iată concluziile de atunci. Atunci v-am prezentat 175 de probe. Tot atunci, specialiștii din domeniu au justificat pe fiecare probă în parte care a fost procedura de lucru, care a fost rezultatul. Aceste informații le-am prezentat opiniei publice cu ajutorul dumneavoastră și prin intermediul noastră și încă o dată vă mulțumesc, dar am prezentat și Comisiei Europene pentru că am primit de la Comisia Europeană și v-am informat și atunci și vă pot da acum datele exacte, am primit de la Comisia Europeană în data de 4.04 o scrisoare semnată de 3 comisari care ne solicita să transmitem informații privind situația din România și dacă avem comparații. Ca răspuns la această scrisoare, imediat în data de 7.04, știind că nu pot să fac comparații dacă n-am acces la același produs realizat de același producător, am transmis pe data de 7.04.2017 o scrisori la 5 miniștri din Franța, Germania, Olanda, Belgia și Austria.
În perioada 19-26 iunie 2017, o echipă formată din 6 specialiști în domeniul alimentar, sanitar, veterinar și pentru siguranța alimentelor, al protecției consumatorilor și al afacerilor europene, a participat la identificarea, recoltarea de produse alimentare din Maastricht, Olanda, Aachen, Germania și Bruxelles, Belgia. Delegația României a identificat și recoltat produse alimentare identice din magazinele selectate în funcție și de prezența lor în statele Belgia, Olanda, Germania, cât și în România. Produsele au fost selectate și recoltate de conform competențelor de către reprezentanții ANPC, ANSVSA, ținând cont de ingrediente, declarații nutriționale și de asemenea, mai important, s-a avut în vedere ca aceste produse, aceleași produse din țările respective vizate, să aibă și același producător cu cele comercializate în România. În urma acestor acțiuni au fost prelevate în cele trei state, cum spuneam, în urma acestor acțiuni a fost prelevat un număr de 29 de probe din Belgia, Olanda, Germania, din produse alimentare precum preparate din carne, preparate din lapte, conserve din pește, ciocolată, după cum urmează. 9 probe brânzeturi, 2 probe unt, 1 probă smântână, 7 probe șuncă, 3 probe cârnați, 1 probă cremvuști, 3 probe conserve din pește, 2 probe pate rificat și 1 probă ciocolată. Bun, o să vă întrebați desigur la ce îmi folosesc mie ca cetățean în șiruirile astea. O să vedeți un buletin de analiză pe ecran ca să constatați, de pildă, pe Pariser Pork. Cârnați pentru grătar, conservă pește, pateu, bacon cuburi, șuncă de porc, conservă pește macrou, conservă pește herring, conservă pește macrou. O să vedeți denumirea produsului Uniunea Europeană și o să vedeți conținutul pe care l-au în Germania, valoare calorică, ce declară pe etichetă, cât e de fapt și așa mai departe, și valorile din România. Și o să vedeți diferențele. Doar pe astea, n-am mai luat tot palierul, ciocolată și așa mai departe. Sunt niște diferențe unor uriașe. Da. Pe lângă faptul că nu sunt exact ce declară ei pe etichetă, există odată diferențe între chiar și în vest, acolo, între ce scrie pe etichetă și ce e în produs, dar într-o limită admisibilă de toleranță, e bine, la noi e total diferit și vă întreb dacă există metode de a... Nici nu știu dacă e o încălcare de lege până aici? Se încalcă ceva făcând astfel? Sunt. Rețetele sunt aprobate. Deci nu se încalcă nimic. Depuse. Și trebuie controlat dacă s-au făcut aceste demersuri. Domnul Dumitrescu, să încerc să explic de ce avem nevoie de să facem ceva. Pentru că noi, la ora actuală, noi alocăm niște resurse financiare imense ca să ne tratăm sau să asigurăm serviciile medicale pentru populație. La ora actuală, asta însemnând cam două treimi din resurse sunt utilizate de persoanele care se confruntă de astfel de boli cronice netransmisibile. Și situația este dezastruoasă. Uitați-vă ce se întâmplă în oncologie, ce se întâmplă în alte domenii, în condițiile în care în ultimii 10 ani, bugetul sănătății a crescut de 7 ori. 700%. Da. Și toată lumea se plânge în continuare. În mod normal, ne-am fi așteptat la un salt calitativ sau o creștere a eficienței actului medical, dar vedeți că nu vedem acel salt major calitativ la care ne-am fi așteptat. Nu vorbesc de vârfuri sau de bunele exemple care le putem da. Motiv pentru care noi ne plângem că sistemul este subfinanțat în condițiile în care noi ne adresăm acum generațiilor născute după al doilea război mondial. Vorbim de generațiile născute majoritar după al doilea război mondial, asta însemnând la vremea respectivă 200-250.000 de nou născuți la vremea respectivă, timpul și-a făcut efectul, deci acum vorbim de generații de 50-100 de mii de oameni născuți în acești ani, în condițiile în care, vezi, Doamne, nu facem față. Și încet, încet ne apropiem de acea perioadă când ajung la această vârstă generațiile născute după 1967.
Asta însemnând generații cu 527.000 de nou născuți în 67, 524.000 în 68, după care vreo 22 de ani câte 400.000. Și atunci, pe bună dreptate, trebuie să ne punem întrebarea ce vom face atunci când nu suntem în stare sau avem probleme la generațiile în jur de 100.000, ce se va întâmpla atunci când vom avea 4, 3, 4, 500. Așa. Motiv pentru care în ultima perioadă și aș spune că în ultimele 6 luni, cred că nu a existat nicio societate profesională medicală care să nu-și fi revizuit previziunile pe următorii 10-15 ani. În cazul diabetului, pentru că am atins pe undeva această temă, la ora actuală avem 1,2-1,3 milioane de persoane care suferă de această afecțiune. Au apărut, pur și simplu a explodat, au explodat cazurile de diabet la copii. Deci avem vreo 3200-3300 de copii diabetici cu diabet zaharat tip 1, insulinodependenți. Și avem 1,3 milioane insulinodependenți, respectiv diabet zaharat de tip 2. Știți la cât se așteaptă oamenii de special în următorii 10, 15, 20 de ani? La 5 milioane, dacă nu schimbăm. Dacă nu intervenim. Același lucru vă pot spune în cazul oncologiei, în cazul celorlalte boli cronice, cardiovasculare, în cazul cărora domniile lor și-au refăcut, dacă până acum câțiva ani vorbeau de o potențială creștere de 50-60% în următorii 10 ani, cred că n-a mai rămas nicio societate profesională care să vorbească de previziuni de dublare a cazurilor în următorii ani. Și atunci ne cunoașteți foarte bine și telespectatorii știu foarte bine ce, în ghilimele spus, ușor luăm noi deciziile. Da. Dacă suntem în Cluj, atunci cred că Spitalul Regional de Urgență este un caz de manual. Deci e puțin probabil ca să ne adaptăm infrastructura medicală să facă ritmul față... Ritmul în care o să trăiască să facem față acestor provocări. Și atunci ne rămân câteva măsuri. Alimentația. Alimentația, prevenția și creșterea eficienței actului medical acolo unde se poate. Da. Apropo, tot din raportul ăla, există niște metode foarte des folosite, standard practic, care au păcălit cumva consumatorul, pentru că din moment ce produsul are același ambalaj, aceeași etichetă, dar el e diferit, conține alte ingrediente în alte proporții, prețul fiind cam același, adică atenție, înseamnă că aici există și un interes economic. Iată care sunt metodele folosite pentru trimiterea în piață a acestor alimente, de pildă, diferite față de cele din vest. Producătorul distribuie pe diverse piețe produse cu arome și compoziții diferite, cu un ingredient principal diferit, dar având același aspect și același ambalaj. Asta e o metodă. Altă metodă. Un producător plasează produse cu diferite calități pe piață, dar cu același ambalaj sau cu unul extrem de asemănător. Are grijă, în cel mai bun caz, să semene ambalajele atât de bine încât să nu fii tu foarte atent la deosebirile acelea. Un producător plasează produse cu greutăți diferite pe piețele europene sau cu același ambalaj sau unul similar. E, la preț, în schimb, diferențele nu par a fi mari. Atunci când lansează un produs nou pe o anumită piață, producătorul folosește un produs cu o compoziție de o calitate superioară cu scopul de a atrage atenția consumatorilor și a învăța pe consumatori să cumpere produsul, urmând ca după o anumită perioadă să apară o schimbare a rețetei fără nicio schimbare în ceea ce privește ambalajul sau modul de prezentare a acesteia. Și am putea continua metodele. Cam asta este gama de metode pe care o folosesc. Bun, acum eu vreau să întreb dacă scot și bani din treaba asta, adică fără bani, de ce ar face-o? Scot bani, nu? Da. Bun, deci pe lângă faptul că scot bani, mai și îmbolnăvesc niște oameni. Și noi... Adică doi iepuri dintr-un foc, ca să spun așa. Și cheltuim averi ca să-i tratăm. Păi, medicamentele, majoritatea, sunt cumpărate tot de la marile companii. Deci cu cât consumă mai mult, cu atât ei vând mai mult, nu? Da. Păi nu face parte din categoria piață de desfacere rețeta asta
economic ambalat în felul ăsta? Cam face. Cam face. Luăm publicitate și ne întoarcem. După publicitate o să punem o concluzie pe povestea asta și o să ne referim la două chestiuni la zi, amplu discutate și nerezolvate, evident. Rămâneți cu noi. A venit toamna. Acoperă-mi umerii cu ceva. Orice piesă ai alege să fie pe gustul și măsura mea. De la sport la elegant, de la casual la non-conformist, la Vivo Cluj-Napoca, stilul mă ajută să profit din plin de sezon. La Vivo Cluj-Napoca găsești inspirație în orice anotimp. De centenar, clujenii se adună să celebreze memoria unui mare român, Iuliu Maniu. Personalitate proeminentă a istoriei românești, Maniu a căzut nedrept în uitare, însă nu e totul pierdut. Pe 27 octombrie, Clujul organizează concert caritabil Iuliu Maniu Întoarcerea Acasă pentru sprijinirea restaurării casei memoriale din Pădăcin, județul Sălaj. Și nu e un concert oarecare. Îi vei putea asculta pe maestrul Grigore Leșe și pe membrii Coralei Regale Transilvane într-un spectacol pentru inimă și suflet. Cumpără și tu bilete pentru spectacolul din 27 octombrie online de pe platforma eventbook.ro sau de la Agenția Operei Naționale Române din Cluj și de la cinematograful Florin Piersic. Toți banii vor fi donați proiectului de restaurare. Magazinul Gerovital din superbul Platinia Shopping Center este spațiul perfect pentru clujencele dornice să fie în trend cu cele mai noi tendințe din industria frumuseții. Noi suntem doctori în frumusețe. Fie că e vorba despre machiaj sau dermoanaliză, pe toate le găsești în magazinul Gerovital. Un brand românesc creat de specialiști adevărați. Vină în magazinul Gerovital din Platinia și află în ce constă puterea produselor cosmetice Gerovital și Aslavital. Gerovital, doctor în frumusețe. Întotdeauna în vremurile tulburi, cei care câștigă sunt cei care au ales stabilitatea. Vos Logistics, lider în industria de transport și logistică în Europa, este o firmă stabilă și puternică. O firmă olandeză serioasă care caută angajați serioși și stabili în întreaga Românie. Nimeni nu știe când va veni criza din nou, dar noi știm că la precedenta criză, Vos Logistics a rămas în picioare ca o companie puternică și stabilă cu care îți poți face planuri până la finalul carierei. Dacă vrei să fii șofer de transport internațional într-o firmă serioasă, atunci hai să fim puternici împreună! Mariflor rămâne cel mai modern brand din Cluj și primul care lansează o aplicație de mobil special făcută pentru oamenii ocupați. Intră pe Google Play sau Apple Store, descarcă aplicația Mariflor și o să ai parte de surprize nebănuite. Oferte Mariflor cu reduceri la toate mezelurile noastre gustoase, rețete culinare inedite cu care să îți impresionezi prietenii, o harta magazinelor noastre ca să ne găsești mai ușor. Și asta nu e totul. Poți comanda prin aplicație toate produsele noastre, fie că e vorba de salam, cârnați, șunca, fumături, specialități sau carne de vită și porc, dar și lapte și brânzeturi. Mariflor, măcelărie de bun gust. Dacă vrei să cumperi un apartament, la ce trebuie să fii atent? Constructorul să fie de încredere, să aibă un aspect modern și să fie de calitate construcția, să fie situat într-o zonă foarte bună a Clujului. Un apartament în ansamblul rezidențial Park Lake este alegerea optimă pentru tine și familia ta. Programează o întâlnire pentru viitoarea ta casă la numerele de telefon 0731 100 101, 0740 300 301 sau cere ne detalii pe office@park-lake.ro. Da, ne-am întors în direct la această emisiune. Domnule doctor, pentru că în primul rând sunteți doctor și după aia senator, chiar credeți că putem rezolva problema asta?
Pentru că eu vă întreb dacă nu există și presiuni din partea, nu resimțită la comisie, dar presiuni în general pe guvern și pe factorii decidenți din partea celor care vor fi supuși reglementării ca să nu mai fie același produs. Domnul Dumitrescu, când discut treaba asta cu colegii sau cu miniștrii de resort, să știți că într-un timp foarte scurt mi se solicită audiență pe această temă. A, deci am picat pe problemă, ca să spun așa. Da, da. Și pe noi ne surprinde această bună informare a unora sau altora. Deci cineva le spune. Vedeți că e în pregătire o reglementare. Da, dar să știți că, mă rog, aceste discuții nu sunt foarte publice sau chiar deloc. Și cu toate acestea ne trezim cu solicitări din partea ambasadelor, din partea asociațiilor profesionale, ceea ce ne... Dar ce treabă are ambasada cu rețeta de zahăr din Mezeluri? Așa, în general, se interesează cum stăm cu implementarea strategiei OMS-ului pe îmbunătățirea calității vieții, de exemplu. Da, e interesant. Da. De aici știți unde vreau să merg, pentru că aici e clar, interes economic e clar în rețetele astea. Ei vând, trebuie să facă profit în funcție de cum face rețeta, ți este un profit mai mare sau mai mic? Nu aș intra în astfel de teorie, ci pur și simplu haideți să găsim acel numitor comun rezonabil care să ducă la îmbunătățirea situației în care suntem. Păi și reușim? Și sper să reușim, pentru că acest dialog cu industria, cu industria publicitară a început. Foarte probabil că vom ajunge la un termen rezonabil de conformare și nu ne grăbim cu reglementările. Apropo, prin iulie 2017 era premier Mihai Tudose. Da. Pus în fața acestei chestiuni, Tudose spunea la vremea respectivă următoarele. Poate găsim o modalitate ca până când facem noi nu știu ce normă europeană, să facem o normă internă sau măcar un cadru legislativ care să ne permită să spunem cetățenilor ce firme ne consideră a fi o țară de mâna a doua și să-i tratăm și noi ca atare. Nu vreau să tratez pe nimeni, nici firmă de mâna a întâia, nici mâna a doua, ci pur și simplu vreau să avem niște reglementări care să fie valabile pentru toată lumea. Bun, da, iar șansele de vânzare sau de valorificare a produselor, una din condiții să fie acest lucru, că acel produs care ajunge pe raft, să avem certitudinea că este în regulă. Bun. Aș mai putea continua cu foarte multe apropo, noi am vorbit despre alimente, dar e vorba și despre detergenți, săpun, pastă de dinți, bunuri de larg consum. Și multe altele. Și multe altele. Adică se repetă figura la foarte multe categorii de produse. Deci avem produse care conțin anumite substanțe care în medicină se utilizează, doza maximă utilizabilă în medicină este o treime față de cât conține acel produs și poate fi cumpărat din magazinele alimentare. Păi asta e o travă, înseamnă. Este o substanță care se utilizează în medicină, dar doza maximă utilizabilă e o treime medicină din ce găsim în produsul de pe piață. Da, da. Păi și ăștia mai vând încă? Da. De ce? Pentru că este considerat aliment și... De către cine? De... Tot așa îl vând și în Uniunea Europeană? În toată Uniunea Europeană. În toată Uniunea Europeană. În toată Uniunea Europeană. Poate chiar în toată lumea. Poate că trebuie să vizităm mai des medicul și e o formă de a ne spune lucrul ăsta. Da. Și atunci, mai des până la medic. Și mai avem și alte produse care conțin substanțe care practic copilul poate cumpăra din magazinele de sport ca să-i crească musculatura. Și cred că aici va trebui să intervenim foarte drastic. Dacă îmi permiteți, aș face o mică paranteză. Vă rog. În ultimele zile a tot reapărut această știre că Senatul a respins interzicerea fumatului sau țigărilor electronice în spațiile închise. Eu n-am văzut niciun vot împotrivă. Aș dori să subliniez acest aspect. Am văzut un vot pentru și am văzut abținere a 9 colegi.
De ce? Pentru că această problemă trebuie abordată un pic mai complex. Este doar unul din elementele care trebuie introduse, dar asta însemnând că trebuie să intervenim, să o aducem într-o marjă de preț ca să fie din ce în ce mai greu accesibilă. Okay. Trebuie să aducem niște modificări majore la legea publicității. Trebuie să clarificăm foarte clar accesul deci, mult pe piață. Mai multe modificări ce trebuie să accesul decât pe piață a produselor, respectiv controlul lor, și v-aș da doar problema, nu știu, a țigărilor, nu știu care este denumirea oficială a celor care conțin se utilizează lichide. Le puteți cumpăra din orice centru comercial, din deșghelele de pe, din mijlocul culoarelor. Ce conțin sau cine controlează ce conțin ele? Cine controlează? Sau dacă plătesc accize sau nu plătesc accize. Și controlează cineva? Nu, nu plătesc nimic. Ah, e perfect. Iar problema ce conțin, în ce concentrații, ce efecte au, nu este reglementat. Și atunci, acesta a fost motivul pentru care prima dată oferta noastră către colegul care ne-a depus această inițiativă legislativă a fost, având în vedere că lucrăm de câteva luni bune la aceste aspecte, cu Ministerul Finanțelor, să le comasăm, pentru că asta este una din măsuri. Domnia sa n-a fost de acord, motiv pentru care noi ne-am abținut ca să-i aprobăm. Cine era domnia sa? Domnul senator Ghica, bine, n-a fost prima astfel de tentativă, că am mai avut câteva surprize. De la ce partid de dânsul? De la USL. De la USL. Da. Ok. Și atunci am încercat să îi explicăm și la dezbaterea din comisie asta a fost. Știți, eu am o problemă. Până la urmă, asta a fost rezolvarea din partea noastră. Ne-am abținut. A înțeles la explicații? Sper că a înțeles domnia sa. Bineînțeles că a fugit în fața camerelor de luat vederi și a explicat că Comisia de Dar Sănătate nu, a respins. Dar nu a filmat și Chichirău între timp? Adică în timp ce dânsul fugea în fața camerelor de luat vederi? Adică... Mă întreb, doamna Chichirău, dacă n-a venit cu telefonul și, mobil să-l pună în ochii celor care... Am încercat să explicăm în mod civilizat, nu avem nimic împotrivă, dar este o inițiativă extrem de superficială și atunci când încercăm să rezolvăm această problemă, atunci haideți să o facem de la un capăt la celălalt. Fără legătură cu subiectul, dar având în vedere istoriara asta, pentru că eu am o colecție de istoriare cu cei de la USR de genul acestora, cum ar arăta România un an pe mâna lor? Știu, nu vreau să discut această problemă. Eu văd și, mă rog, văd oameni și extrem de bine pregătiți. Dacă n-aș locui în România, dom'le, parcă aș vrea să văd și experimentul ăsta. La câte s-au făcut? Ce mai contează unul în plus? Deci, cu colegii cu care intru eu în contact, și v-am dat exemplu domnului senator Vinar, ne este coleg, deci da, jos pălăria. Da. Da? Sau avem colegă și eu apelez la dânsa, este profesor universitar de macro și microeconomie. Ok, domnule senator, să abandonăm puțin discursul și problema asta, pentru că... Dar foarte adevărat că pe acești oameni nu i-am văzut filmând luând, cu telefonul și punându-vă bățul sau luând cuvântul atunci când merg la microfon, atunci se face liniște în sală. Asta înseamnă un respect automat pe care îl imprimă cei de acolo. Dar, domnule senator, există o chestiune pe care oamenii o înțeleg destul de greu în momentul ăsta. Certuri în coaliție sau așa apar, tensiuni pe legea offshore, între PSD și ALDE, între Tăricianu și Dragnea, de pildă, între Pleșoianu și Gerea, ca să mai dau un exemplu. Ce se întâmplă cu legea offshore? Cine pentru cine joacă? Nu știu cine pentru cine joacă, vă pot spune cu certitudine ce s-a întâmplat luni seara la 9 fără un sfert. Da, luni seara la 9 fără un sfert s-a încheiat și comisia care dezbătea această problemă și au venit colegii, cei doi colegi deputați de la UDMR și ne-au informat cum stă, exact, care este situația. Și ne-au adus la cunoștință că s-au adus modificări. Și atunci în cameră. În cameră, okay, în comisia de specialitate, în cursul serii, deci asta însemnând undeva între ora 18 și 24:30, okay, sau până când s-a terminat,
Și a apărut o întreagă discuție, dacă să nu-i spunem dispută, când s-au solicitat fundamentările acestor modificări. Pentru că, practic, mă rog, acolo sunt câteva întrebări majore care trebuie rezolvate. În primul și primul rând trebuie să vă spun că în această clipă vorbim de etapa de prospecțiune. Încă nu s-a scos. Corect, nu se scoate. Încă nu se scoate. Estimări despre chestii de estimări, genul. Evaluări, ce este acolo. Urmează faza de investiție pentru pregătirea pentru exploatare. Trebuie clarificat unde ajunge acel gaz, unde este valorificat și în ce condiții. Și fiecare din aceste elemente și în același timp modificările majore sau discuțiile majore sunt pe marginea problemei redevenței. Da, pe asta așa. S-a înfruntat și domnul Pleșanu cu domnul Gera. Aproape fiecare din temele care majore discutate are întrebările care n-au fost clarificate. Există o variantă care înseamnă mai mulți bani pentru statul român și alta care înseamnă mai puțin bani pentru statul român? N-au văzut aceste cifre. Deci atunci ăsta a fost una din motivele pentru care a doua zi domnul Kelemen Hunor a solicitat retrimiterea la comisie pentru clarificarea acestor aspecte. Pentru că degeaba visează cineva, nu știu, să rămână în țară cantitatea exploatată. Nu avem. Nu avem. Gazul nu poate fi ținut, trebuie consumat. Da, dar avem capacități limitate de stocare. Dar nu avem consum pentru că nu mai avem industrie. Și atunci ce facem cu ea? Rezervele sau la ora actuală se exploatează gaz din alte zone. Da, noi oricum suntem într-un fel cu ce avem acum ca industrie, independenți din punct de vedere... Aproape independenți, în scurt timp vom ajunge. Și în același timp, bineînțeles că suntem printre puținele țări care își poate asigura într-un termen rezonabil independența energetică. Bun. Spuneam că există o înfruntare care arată așa, iată ce postează pe Facebook Pleșoianu și o să vedeți și ce îi răspunde Gerea. În 2018, Călin Popescu-Tăriceanu spune că ALDE nu votează legea offshore pentru că nu există note explicative și evaluări. Cu 10 ani în urmă, în 2008, Călin Popescu-Tăriceanu își asuma o hotărâre de guvern privind petrolul și gazele de la Marea Neagră, dar secretiza anexa unde erau trecute inclusiv redevențele. Cam ce note explicative și evaluări ați prezentat în 2007-2008, domnule Tăriceanu, având în vedere că informațiile esențiale erau direct clasificate? Nu am nici cea mai mică ezitare în a prezenta situația exact așa cum este. Legea offshore, într-o formă foarte bună pentru România, a fost blocată astăzi de ALDE. Vă sugerez să întrebați pe oamenii care v-au votat ce părere au despre această atitudine. Poate veți avea o revelație. Andrei Gerea și fost ministru în același timp, deputat în momentul ăsta. Ministrul Energiei. Ministrul Energiei, da. Deci ar trebui să fie un cunoscător al domeniului, nu, domnul Gerea? La Comisia de Industrie există o altă miză. Cu modificările de azi, cineva nu dorește ca exploatarea gazelor din Marea Neagră să înceapă și se dorește, practic, continuarea importurilor de gaze din Rusia. Practic, noi închidem, nu mai dăm nicio șansă exploatării din Marea Neagră, zice Gerea. Păi acum, pe cine cred? Nu știu pe cine trebuie să credeți. Cred că cel mai important ar fi să aflăm fundamentările modificărilor aduse. Păi cum e posibil să se facă modificări fără fundamentări? Pentru că există în procedura parlamentară, membrii comisiilor pot aduce amendamente în ședință. Asta însemnând că acel amendament este supus votului, dacă este adoptat, atunci se introduce în textul legii. Acesta a fost motivul pentru care colegii mei au solicitat că, având în vedere că este o problemă majoră, să se vină cu aceste clarificări și aceste calcule ce înseamnă această modificare. Având în vedere că până în a doua zi, când a fost ședința de plen, când s-a intenționat să se dezbată acest proiect în plenul Camerei Deputaților, n-au primit răspunsul, au solicitat să fie retrimisă la comisie. Sper ca acest lucru sau aceste clarificări să fie aduse în cursul săptămânii viitoare. Eu aici văd să se facă sau să nu se facă investiția,
Respectiv, dacă se face investiția, atunci care este partea statului nostru și care este partea investitorului, respectiv în cât timp își amortizează investiția. Pentru că și acolo au fost discuții. Sigur, din și față sunt două tipuri de cheltuieli. Cele de la prospecțiuni care trebuie și alea amortizate, da, din exploatarea propriu-zisă. Din exploatare. Am înțeles că față de varianta care a fost adoptată de Senat, acolo una din discuții a fost reducerea perioadei de recuperare a investiției, respectiv au fost aduse modificări la cuantumul redevenței. Ok, în 4 minute trecem în revistă și ce s-a întâmplat astăzi. Domnul Klaus Iohannis, președintele României, a promulgat legea 303, mă rog, legea modificată 303, privind statutul judecătorilor și procurorilor, dar a emis un comunicat extrem de înțepat și supărat, domnul președinte, făcând apel la Parlament să reia procedura, să țină cont de Comisia de la Veneția, de raportul Greco și așa mai departe. Deși, repet, dacă a promulgat-o, înseamnă că toate contestările la Curtea Constituțională au fost soluționate, dacă au existat articole neconstituționale, da, s-au rezolvat, totul e constituțional, trebuia să o promulge, nu avea cum altfel. Ce nu convine la legea asta, din moment ce e constituțională? Îmi cer scuze, de la 6:30 dimineață eu sunt pe drumuri, n-am reușit să urmăresc ce s-a întâmplat în cursul zilei și nu cunosc textul acestui, ceea ce ne-a spus domnul președinte. Permiteți-mi să, okay, să pentru fiu că un pic mai distant. Cei de la Știri pe Surse au o idee de ce e supărat domnul președinte. Iată ce au descoperit ei. Conform noii legi promulgate astăzi de președintele Klaus Iohannis, adică statutul magistraților, fosta șefă DNA nu mai îndeplinește criteriile de pregătire profesională pentru a ocupa o funcție în cadrul parchetului general, acolo unde s-a dus după ce n-a mai fost șefă la DNA. Chioveși ar trebui să mai susțină un examen pentru a avea studiile necesare muncii în cadrul parchetului general. Practic, asta ar putea însemna că Laura Codruța Chioveși ar putea reveni la Sibiu, acolo unde își desfășura activitatea înainte de a fi numită șefă la DNA. Wow! Dom'le, ce mici sunt mizele în România câteodată. Facem legi pentru persoane. Mine. Sunt extrem de mici mizele. Da, poate că asta cu alimentele mi se pare o miză colosală, totuși. Și nu știu cât sunt conștienți de chestia asta. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de noi. O să stăm cu ochii pe subiectul ăsta. Vă mulțumesc și eu pentru această oportunitate. Rămâneți cu noi, vă doresc un weekend plăcut. Ne revedem luni. Paying cash in 2018? Well, maybe you've got something better to do with your time. Because every time you pay with cash, you lose time. And time is the most important thing in your life. Did you know that by paying with the contactless cards, wearables, and mobile solutions from Bank of Transylvania and Visa, you can save more time to take care of the things that really matter to you? Like your New Year's resolutions? Remember those? Or cracking an egg during your traditional Easter fest. I know you like that. Or just taking a trip to the famous Dracula Castle. Bank of Transylvania and Visa. Working tirelessly to provide you with the best payment solutions in Romania.
ProSalt te învață să colectezi selectiv deșeurile, fiindcă ele sunt resurse și nu trebuie să le irosim. Indiferent dacă locuiești la casă sau la bloc, trebuie să colectezi selectiv deșeurile pe două fracții, fracție uscată și fracție umedă. Clujenii care locuiesc la case trebuie să scoată fracțiile la poartă în zile diferite sau să le colecteze pe cele două fracții la punctele gospodărești amenajate în acest sens. Cei de la blocuri trebuie să identifice punctele de colectare de tip clopot aflate în oraș. Mai multe informații pe www.rosal.ro sau la telefon 0264 987. Întotdeauna în vremurile tulburi, cei care câștigă sunt cei care au ales stabilitatea. Voss Logistics, lider în industria de transport și logistică în Europa, este o firmă stabilă și puternică. O firmă olandeză serioasă care caută angajați serioși și stabili în întreaga Românie. Nimeni nu știe când va veni criza din nou, dar noi știm că la precedenta criză, Voss Logistics a rămas în picioare ca o companie puternică și stabilă cu care îți poți face planuri până la finalul carierei. Dacă vrei să fii șofer de transport internațional într-o firmă serioasă, atunci hai să fim puternici împreună! Ora de limba mâncării. Să mănânci ca un spart. Incorrect. Să mănânci ca un spartan. Corect. Vino la Julius Mall și o să înțelegi de ce restaurantul spartan este preferatul tuturor. Alege o porție de souvlaki fraged sau gyros pizza sau faimoasa Leonida spita sau un gyros delicat din pui sau surprinzătorul cheese gyros cu vițel. Nu există termen de comparație în materie de gust. Toți clienții noștri revin la Spartan pentru mai mult. Vino la restaurantul Spartan din Julius Mall și participă la Revoluția din Cartea de Bucate. Dureri de oase sau ale coloanei vertebrale? Apelați la clinica Chiromedical, unde medicul Laurent Ferenț, cu mare experiență în chiropractică și cu peste 3000 de pacienți tratați, vă ajută să vă recuperați sănătatea întregului corp. Lombosciatică, discopatie lombară, torticolis sau umeri blocați? Chiromedical este soluția. Intră pe www.chiromedical.ro și fă-ți o programare la cei mai buni specialiști din Cluj. Centrul de Cercetare pentru Curățenie își prezintă specialiștii. Curățenie adevărată e sănătate curată. O pată nu e o problemă, e o oportunitate să scap de ea. Unei curățenie lună, toate lucrurile merg strună. Orice pată e de fapt o pată, pe obrazul bucătarului. Curat, imaculat, imediat. Nufăr și Triumf, experții tăi în curățenie. Cauți un apartament în Cluj? Pe strada Aurel Vlaicu, în cartierul Mărăști, unul dintre cei mai serioși dezvoltatori imobiliari din Cluj ridică cel mai modern ansamblu rezidențial din zonă. Apartamentele de una, două sau trei camere cu terase generoase, parcări subterane la subsol, spații comerciale la parter, au ca termen de finalizare luna martie 2018. Fii pe fază și ia unul dintre aceste apartamente, care se vor preda semifinisate, dar la un mare grad de investiție, având centrală termică și calorifere, instalații trase pe poziție, geamuri termopane și ușă metalică la intrare. Dacă vrei să cumperi un apartament, la ce trebuie să fii atent? Constructorul să fie de încredere, să aibă un aspect modern și să fie de calitate construcția, să fie situat într-o zonă foarte bună a Clujului. Un apartament în ansamblul rezidențial Park Lake este alegerea optimă pentru tine și familia ta. Programează o întâlnire pentru viitoarea ta casă la numerele de telefon 0731 100 101, 0740 300 301 sau cere-ne detalii pe office@park-lake.ro. Un soi de struguri considerat regina viței de vie crește într-o podgorie din județul Cluj. E vorba de Chardonnay, singurul soi de struguri din care se obține șampania sau vinul spumant. În podgoria din Cluj, unde se cultivă pe câteva hectare Chardonnay, nu se produce șampanie. Dar strugurii aromați sunt folosiți pentru obținerea a două soiuri de vin, Chardonnay vinificat în stil clasic și Chardonnay baricat. Haideți să aflăm care sunt diferențele dintre cele două tipuri de vin și cât de potrivită este clima județului Cluj pentru cultivarea viței de vie Chardonnay. O
observăm imediat și culoarea. Acum nu este cadrul cel mai perfect pentru că avem o multitudine de culori în jurul nostru. Dar observăm o culoare puțin gălbui, galben-verzui, strălucitor. Este chardonnayul obținut din producția anului 2017. Arome de măr, mărul acela de var, măr verde de vară, combinat cu citrice, puțină pară. Pe dealurile Turzii au fost plantate primele vițe de vie Chardonnay în 2012, iar primii struguri au fost culeși 2 ani mai târziu. Nobilele vițe de vie s-au adaptat bine la temperatura din acea zonă, așa că acum producătorii obțin în fiecare an cele 2 tipuri de vin, Chardonnay clasic și baric. Varianta fresh, obținut doar în tan de inox, dar avem și Chardonnay-ul baric, un vin care a fost maturat la butoi de stejar undeva la 5 luni de zile și pe care noi îl producem într-o ediție limitată, nu depășim 5.500-6.000 de sticle anual. Haideți să deschidem și o sticlă, să vedem ce avem aici. Acesta este cel ținut în... cel obținut doar în tan de inox, varianta mai fresh. Varianta mai fresh, adică are un gust fructat, floral. Mergem pe partea asta, da, de fructat, de floral, comparativ cu Chardonnay-ul baricat, care ne duce în arome mai complexe, arome de vanilie, simțim și puțin lemn, asta datorită păstării lui la butoi de stejar. La ce mâncăruri asociem Chardonnay-ul? Specialistul are câteva indicații pentru consumatori și spune un mare nu asocierii de Chardonnay cu deserturi. Un vin pe care îl putem asocia cu pește, cu fructe de mare, piept de pui, brânzeturi. Și de ce nu deserturi? Nu l-aș duce spre partea de deserturi, având această aciditate destul de ridicată, cel puțin eu. Gusturile nu se discută și dacă sunt persoane care l-ar pune lângă deserturi, nu comentăm, dar mai degrabă l-aș duce lângă ce am menționat mai devreme. Din experiența de până acum, specialiștii cramei pot spune că femeile aleg varianta de Chardonnay fresh, în timp ce bărbații aleg aproape invariabil Chardonnay-ul vinificat în butoi de stejar.